Inspectoratul Școlar Prahova a decis suspendarea cursurilor la unitățile de învățământ din județ de ieri după amiază până astăzi la ora 12. Măsura a fost luată în urma codului portocaliu de vijelie. În urma atenționării de condiții meteorologice extreme emisă de către ISU, s-a luat decizia suspendării cursurilor pentru ziua de astăzi, începând cu ora 15:30. Deci, practic, în toate școlile, indiferent de nivelul acestora, se va pune în aplicare această măsură. Ieri la ora 15, informația despre suspendarea cursurilor nu ajunsese în toate unitățile de învățământ. Informația a fost transmisă începând cu orele 14 și 15 de la noi, deci probabil că nu toată lumea și-a verificat conturile de e-mail. Părinții care au aflat și au venit să-și ia copiii de la școală s-au arătat mulțumiți de această decizie. Au ieșit cu 2 ore mai devreme. Cum vi se pare măsura aceasta? Foarte bună. Chiar credeți că sunt în pericol? Pe la 20 ar cam fi problema mare, din câte spun meteorologii. Acum, după ce s-a întâmplat, tot timpul poate fi un pericol. Destul de bună, dar știu eu. Dacă o veni, vreo vijelie. Asta pentru că a fost cu Timișoara. Și acum suflăm și da, deși în iaurt, da, ce să fac. Asta e, acum să vedem. Mi-a fost frică că nu-i dă drumul. Dacă vine vijelia, că se pare că nu vine nicio vijelie. Să zicem, deocamdată, da, faptul că au grijă de copii, să spunem că este un lucru bun. În această după-amiază, cursurile în școlile din Prahova au reintrat în normal.